Ziua Marinei Române este una dintre sărbătorile consacrate în România, drept un eveniment important ce marchează luna august. Anul acesta lucrurile vor sta diferit din cauza pandemiei. Drept urmare, ceremoniile care se organizau cu acest prilej au fost anulate. Anual, de Ziua Marinei, sute de oameni se adunau în portul din Drobeta Turnu Severin pentru a participa la diverse activități organizate cu prilejul acestei sărbători. De data aceasta însă, lucrurile vor sta diferit din cauza măsurilor privind prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2. Dacă anul trecut în portul din Drobeta Turnu Severin avea loc un ceremonial religios alături de autoritățile locale și județene, se pare că de această dată nu va mai fi posibil acest eveniment, însă se vor putea depune coroane. Severinenii au înțeles că trebuie să respecte aceste măsuri, așa că mulți dintre ei și-au exprimat speranța că această perioadă dificilă va fi depășită, iar atunci când toți vor fi în siguranță, se vor organiza evenimente de anvergura celor care aveau loc la 15 august. La Cenghesuială ar putea să fie mai bine așa, din punctul meu de vedere. Se vor depune totuși coroane. E suficient, zic, dacă se fac onorurile de obișnuite. Mi se pare destul de ok, adică eu cel puțin nu petreceam timp la acel eveniment, nu o să mă deranjeze personal pe mine foarte mult acest lucru, depinde și de decizia celorlalți. Crezi că este mai bine să nu se răspândească virusul, nu vine multă lume? Depinde și de măsurile de protecție care o să se respecte în timpul evenimentului. Ziua Marinei este marcată la 15 august cu ocazia praznicului Adormirii Maicii Domnului.